Aici o să fie punctul nostru de negocieri, dacă noi putem numi negocieri. Am realizat asta și am primit și asta, data asta sperăm că noi odată i-am crezut cu Grăzavu, a doua oară deja n-a să fie nicio crezare. Nu, eu mâine la primul minut, la 8, a promis și noi vom urmări că la 8 și 10 vom fi toată echipa acolo, că o să fie sistate lucrările de construcție aici. Și mai departe, vedem o vară, mă scuzați, da. Asta e o emoție de ce s-a întâmplat, e crimă împotriva orașului și special împotriva lui primarul ales. Ei acum, o atință de redestație. Iată noi mâine, o să luăm acest dosar, cap-coadă și dacă vor fi sistate toate lucrările de demolare, mai departe discutăm ce facem noi. Sau răscumpărăm, sau începem a analiza cum s-o privatizat. E acum putușor pe putușor este. Și în mod normal, cu voință politică, eu cred că noi n-a să permitem mai departe să fie. Dar e nevoie de sprijinul societății civile, oamenilor, nu stați acasă, veniți, apelați. De la expertiza societății civile e foarte mult în port. Să negociez, să discutăm cu acest proprietar, să înțeleagă ei că glumele s-au terminat. Mai mult, malina asta de furturi, malina asta de înstrăinare terenurilor s-a terminat. Nu trece mai mult. Și iată, primarul Andrei Năstase vine cu această asigurare cetățenilor și locuitorilor Chișinăului. Ajunge. Gata. Până aici o mers ostașul. Nu mai este, de-am văzut, gata, aerul de grabă va fi privatizat și înstrăinat cu autorizația de demolare. Nu mai putem să mergem pe aceste ururi. Mai ales că, într-adevăr, ceea ce s-a spus aici. Aici sunt mormântul lui Carol Schmidt, care a fost pierdut când s-a construit Gaudeanul, atunci 40 de ani. Aici este mormântul lui Bernardasa, care a decedat la Chiev, dar a făcut testamentul că să fie înmormântat aici. Nu putem noi mai departe să prelungim, nu putem glumi cu moștenirea noastră istorică. Și iată, eu v-am explicat că poate cineva crede că aici este un proprietar privat de bună credință. Nu, istoria a fost foarte obscură și noi sperăm că mâine noi o să avem ultimele raze de lumină, o să aruncăm asupra acestui caz. Adevărul o să iasă la suprafață și mai departe n-a să meargă așa cum a fost până acum. Sus mafia! Jos 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 mafia! Prieteni, astăzi când am fost la primărie împreună cu Alexandru Slusar, împreună cu Vladimir Bolea, împreună cu o echipă de experți în arhitectură, domnul Grăzavu ne-a spus două lucruri. De fapt, pasărea pe limba ei piere. Ne-a spus două lucruri esențiale. Că, în acest caz, mafia imobiliară a bătut tot ce s-a putut bate în acest oraș, iar Nistor Grăzavu este parte acestei mafii. Acest om este parte a acestei mafii, este un om vulnerabil, n-aș fi vorbit de oameni până când nu m-am convins. Din păcate, este atât de vulnerabil încât a fost în stare să semneze orice. În loc să semneze sistarea acestui dezmărț încă vineri, pentru că eu l-am sesizat cu mult înainte, exact atunci când am aflat cu toții, l-am sesizat și pe calea life-ului, l-am sesizat și la telefon. I-am cerut să sisteze aceste lucrări pentru că erau în dezacord sau disonanță cu cadrul normativ. Era în disonanță și cu dispozițiile și actele emise chiar de Nistor Grăzavu. Pentru că atunci când emiți un document de desființare, trebuie să te asiguri că această desființare se produce în conformitate cu cadrul normativ. Iar ei au început să scoată acoperișul fără a se asigura că copiii care se jucau în preajmă riscau să fie traumați. Exista un riscul de a se produce victime omenești, de a se produce pagube materiale pe care nimeni nu le-a luat în seamă. L-am avertizat pe Nistor Grăzavu, am făcut o cerere și către procuratură, am făcut o cerere către agenția de
inspectoratul în construcții. Nimeni nu a luat nicio măsură, dimpotrivă. S-au făcut complici prin inacțiune la acest dezmăț. A venit timpul și nu e atât de îndepărtat, să știți, când vom avea un procuror liber, vom avea o justiție liberă care se va ocupa de toți acești criminali care și-au bătut joc de oraș. Un al doilea aspect pe care l-am reținut de la Nistor Grozavu este că acești oameni și-au bătut joc de oraș și în continuare aveau de gând să-și bată joc de cealaltă parte a orașului pe care n-au reușit să o profaneze, să o parșizească până acum. Uitați-vă acest imobil din față de aici. A fost construit, dar știți pentru ce? Că mai apoi Nistor Grozavu și primăria de Chișinău și toată mafia imobiliară să spună: domnule, dar noi trebuie să aducem în corespundere cu acel imobil, să aducem în corespundere acest imobil. Unde e logica, nu știu, unde e logica pură, s-ar întreba, da? Uitați-vă ce fac ei din acest oraș. Întâi de toate, închiriază un mic spațiu pe bani de nimic. Instalează acolo un stâlp. În jurul acelui stâlp privatizează un teren de milioane și după asta fac tot ce vor. Iar când vine societatea civilă, când vine domnul Sprânceanu și întreabă ce facem mai departe, el spune: n-ai de ce să mă întrebi, pentru că este proprietate privată. Fals. Într-un oraș, chiar dacă ai proprietate privată, nu poți face orice pe această proprietate. Există restricții pe care statul le poate impune. Păi dacă el are proprietate privată, poate să facă aici un poligon militar, poate. Nu poți face așa ceva. Poate să faci aici, nu știu, un laborator pentru chimicale. Nu poți face. Iată așa, nu poți face două blocuri cu 15 etaje. L-am întrebat azi pe Nistor Grozavu: cum ai dormit azi noapte? Și mi-a spus că a dormit bine. Eu n-am putut dormi pentru un sincer și mă maci în acest gând. Cum de n-am reușit cu un ceas mai înainte? Un ceas să te poți mai înainte și astăzi n-am fi avut iată distrugeri de asta, pentru că timp de o oră acel Dima, un băiat nevinovat, care a fost angajat într-un ceas și o leacă, a reușit să demoleze ceea ce s-a construit cu mare, mare chin ani de zile. Așa ceva de acum colo nu se va mai produce, dar pentru asta avem nevoie de suportul societății civile, avem nevoie de suportul oamenilor. Trebuie să reacționăm, să nu iasă doar oamenii din vecinătăți, să nu iasă doar locatarii cărora li se, cu această demolare, atâta seară niște oameni care spuneau: domnule, ne scârță-i pereții la casele apropiate. Cum să admitem să se dea cu buldozerul în drapelul național? Așa ceva este incredibil. Nimeni nu, eu personal nu pot admite așa ceva. De azi încolo, lucrurile în oraș nu vor mai fi așa. În tot ce o să ne stea în putere și peste puterile noastre, vom opri dezmățul, vom elimina corupția și vom înceta cu acest haos amplificat în mod artificial, mai cu seamă, în ultima perioadă de timp, din momentul în care pe ușa din dos a venit un primar. Nu spun că înainte de asta nu s-a făcut dezmăț, s-au făcut de atâtea și atâtea ori. Dar uitați-vă cu câteva zile înainte de instalarea, de validarea mandatului, la câte acțiuni de dezmăț se dădeau ăștia. Deja avem 4 desființări, 4 demolări de această categorie. Amintiți-vă de strada Columna cu Ștefan cel Mare și de fiecare dată ne spun că nu au fost incluse în registrele monumentelor de importanță națională sau locală. Cine a avut obligația să facă acest lucru? Societatea civilă? Nu. Personal fiecare? Nu. Statul trebuia să o facă, primăria trebuia să o facă, să inventarieze toate bunurile și să le includă în toate registrele posibile și imposibile pentru a le apăra împotriva dezmățului. Mă întreb și vă întreb pe dumneavoastră, unii sunt bravii socialiști care rupeau gardurile atunci când așteptau să le cadă niște apartamente de mită? Unde sunt ei? Unde-i Dodonu? Unde-i Plahotniucu? Unde-i Ciobanu? Fără de primărie! Aceste indivizi sunt parte a mafiei imobiliare. Și nu doar a mafiei imobiliare, a mafiei achizițiilor publice care ne otrăvesc copiii. Acești indivizi trebuie să ajungă la pușcărie. Dar dacă vrem asta,
vă invit să fim uniți. Avem nevoie de unitatea societății civile. Avem nevoie de unitatea forțelor politice emergente, forțelor politice democratice, antioligarhice. Numai așa putem obține rezultate. Iar rezultatul de 3 mai este un rezultat al întregii societăți civile deșteptate. Vă mulțumesc încă o dată și vă invit să le cerem de urgență validarea mandatului, pentru că atâta timp cât nu este validat mandatul noului primar al capitalei, dezmățul va continua și se va amplifica. Iar mâine va fi, poate fi și prea târziu și pentru alte edificii, pentru alte instituții. În sfârșit, va trebui să scoatem o rezoluție la mitingul nostru de astăzi. Preambulul o să-l lăsăm la discreția pentru redactare, la discreția unei comisii, eu nu știu, să găsim 3-4 oameni din societatea civilă, cei care au venit aici, din diaspora, din reprezentanța tuturor segmentelor, care la sfârșit să redactăm, pentru mâine dimineață să redactăm o proclamație, o rezoluție, care să o prezentăm autorităților. Este inadmisibil, uitați-vă, așa ceva nici măcar pe timpul războiului probabil nu se întâmplă. Așa ceva este inadmisibil. De asta eu am să vă invit să facem această rezoluție pe care să cerem și validarea imediată a mandatului, pentru că altfel acest dezmânt va continua. Eu nu am nicio fel de garanție că și mâine Nistor Grozavu va asista aceste lucrări. Niciun fel de garanție, pentru că el o putea face bine și n-a făcut-o. A putut să o facă sâmbătă, n-a făcut-o. A putut să o facă și duminică, nu era niciun fel de problemă. Nu-i niciun fel de problemă s-a făcut în aceste 3 zile. El amână procesul și nu-l amână decât în favoarea mafiei imobiliare, a rechinilor imobiliari care ne-au luat terenurile de joacă pentru copii, terenurile de sport, parcurile verzi, spațiile verzi le-au luat în interesul unui grup restrâns de indivizi certați cu legea și cu bunul simț. Mulțumesc! Deci la multe alte ilegalități care s-au făcut în ultima perioadă. După primul tur au avut loc rapid dezbateri publice referitor la modificarea planului urbanistic zonal din această zonă. Pentru că știau că dacă începe, vine un primar nou, atunci va fi mult mai problematic. Din fericire nu a fost votat încă în Consiliu modificarea planului urbanistic general. Ceea ce spune Nistor Grozavu că nu a putut să nu permită demolarea, este o prostie. În așa fel, el ar putea să demoleze jumate de Chișinău, fără ca să avem autorizație de construcție ceva în locul celor demolate. Asta își doresc ei. Demolarea tot ce se poate în Chișinău. Să ne referim la strada Columna, despre care a spus și Andrei Năstase. Unul din beneficiarii, din proprietarii acelui loc, este nu altul decât Vasile Chirtoca, consilier municipal de la PCRM. Tot ce ține de aceste dosare, tot ce ține de aceste imobile, unde se dorește modificarea planului urbanistic zonal și demolarea câtorva dintre edificii. Fără presa independentă, fără societatea civilă, noi suntem mult, mult mai slabi. Nu se bate nimeni cu buldozer din continuare. Ei o să treacă peste noi cu buldozer. De asta vă îndemn să fim uniți, să fim solidari și să reacționăm atunci când se fac ilegalități. Acum să rog pe Dinu, ești gata? Împreună cu colegii din societatea civilă s-a formulat o rezoluție pentru acest meeting, pentru această adunare. Vreau ca Dinu să o citească și împreună, după ce va fi redactată, pentru că va trebui redactată și să fie adresată în mod oficial celor destinatarilor. Dinu. Voi da citire proiectului de rezoluție scris acum cu participarea noastră tuturor. Rezoluție 1. Sistarea imediată a lucrărilor de demolare a cinematografului Gaudiamus. 2. Instituirea unui grup de lucru cu participarea largă a societății civile, mediului de experți, mediului de afaceri și proprietarul imobililor. 3. Investigare de către instituțiile abilitate ale statului a legalității privatizării edificiului și terenului aferent, precum și legalitatea tuturor actelor și faptelor ulterioare. 4. Validare imediată a mandatului primarului ales în mod democratic pe 3 iunie 2018.
Cum a spus și domnul Năstase, această rezoluție urmează a fi redactată ca ulterior să fie transmisă instituțiilor abilitate ale statului. Da. Vă rog să votăm această rezoluție. Cine este de acord? Unanim! Cine este contra? S-a abținut? Votată unanim această rezoluție de către noi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Dacă mai este cineva care vrea să vorbească neapărat, putem să mai rămânem să vorbim. Dar eu zic că fiecare dintre dumneavoastră aveți dreptul la niște ore de odihnă. Unii dintre dumneavoastră au venit din teritoriu, de la țară. Eu vă invit să mergeți acum acasă. Azi este dezlegare la pește, nu? Da, da. Este. Nu câți socialiștii, v-am mintit, au avut dezlegare la pește pe data de 24 aprilie și s-au dus la proteste. Au fost scos cu bani la proteste și duși la pește, tot cu bani. De asta, tare, mă, eu vă invit la familie dumneavoastră, la copiii dumneavoastră, povestiți-le. Sunați-vă prietenii, sunați-vă frații și îndemnați-i să fim uniți, să fim solidari în lupta cu această mafie a imobililor. Acești indivizi s-au pricopsit cu miliarde în timp ce bani pentru drumuri nu există, în timp ce bani pentru parcări nu există, bani pentru iluminat public nu există, pentru terenuri de joacă pentru copii nu există, pentru terenuri de sport nu există, pentru amenajarea parcurilor nu există, dar iată, pentru ei există. Uitați-vă! Am să cer unor specialiști în domeniul imobiliar să-mi facă un calcul cât a pierdut municipalitatea prin darea acestui teren. Iată, ăstuia, ca să știm cât va pierde, pentru că aici avem un singur bloc. Aici probabil se vrea două, ca să înțelegem cât bani ar fi putut obține municipalitatea. Câte locuri în grădiniță ar fi putut obține dacă ar fi impus agentului economic să construiască niște locuri pentru grădinițe, dacă ar fi cerut să facă niște parcări, dacă ar fi cerut să facă niște amenajarea teritoriului, așa cum se întâmplă în Europa. Iată, o asemenea abordare mafiotică, o abordare criminală cu privire la imobilul, la imobilele sau la fondul nostru municipal, nu va exista de acum încolo. Iată de ce graba lor de a adopta decizii foarte, foarte repede, foarte, foarte repede, doar pentru ca să nu li se opună cineva care a fost ales în mod legal. Eu vă invit să fiți alături de mine și pe parcursul mandatului de un an de zile și ulterior în următorul mandat pe care trebuie să-l obținem cu dumneavoastră împreună. Vă mulțumesc foarte mult și fiți alături. Mulțumesc! Izbânde și succese! A venit timpul când un procuror liber, un procuror independent s-a ocupat și de Nistor Grăzadu și de toți cei care au semnat tot felul de dinastia, de demolare și care au făcut prin inacțiunea lor, prin inactivitatea lor ca aceste dispoziții să fie implementate, să fie realizate în mod pe furiș, așa cum a fost instalat și guvernul Filip. Deci, ați văzut probabil, ați urmărit și dumneavoastră că ieri, atunci când se demola acest edificiu cu buldozerul, nu era absolut niciun reprezentant al autorității. Poliția a venit pe 2 ore jumătate, iar alți reprezentanți ai autorității centrale și locale pur și simplu au lipsit. Ei se fac complici cu această mafie imobiliară pe care trebuie să o stârpăm din rădăcini odată și pentru totdeauna. Va fi un proces anevoios, nu va fi ușor, dar ne-am angajat, ne-am asumat această sarcină și vă ducem până la cap. Nu ați fost atentă până acum. Vom aplica legea, vom aplica cadrul normativ la nivel național și local și bunul simplu. Iată, asta va fi lucrurile pe care ne vom baza în activitatea noastră. La securitatea civilă, ori de câte ori, autoritățile publice, locale și municipale vor insista pe dezmăț, vor insista pe ilegalitate, vor insista pe nedreptate pe care nu o fac mie, ci o fac oamenilor ăștia. Ei încearcă să stăpânească orașul, ei încearcă să stăpânească oamenii, iar oamenii nu trebuie stăpâniți, oamenii trebuie iubiți, orașul trebuie iubit și administrat eficient în interesul tuturor și nu doar în interesul unor grupuri de criminali care au pus stăpânire pe
imobilele noastre, au pus stăpânire pe parcuri diverse, au pus stăpânire pe terenurile dintre blocuri, au pus stăpânire pe terenuri de joacă pentru copii, au pus stăpânire pe terenurile de sport și iată le distrug și pe locul lor construiesc imobile cu multe etaje care nici măcar nu se încadrează în ceea ce înseamnă normalitate. Vom veni cu altă abordare eficientă, cu abordare în interesul cetățeanului. Misiunea noastră este să transformăm primăria într-o instituție care servește cetățeanul și nu invers, așa cum s-a întâmplat la cursul peste 20 ceva de ani.